Some people like their whiskey, you know, straight. And some people like it with ice. And some people like to put some water in it, yeah? And Coca-Cola. Well, I wouldn't do that with single malt, but okay. With aloe vera. Okay, whatever you like. The point is, or in Scotland, they pour whiskey on ice cream, too. You know, it's a sundae, Scottish style. You know what? Why not? It's still whiskey. Okay, at the end of the day, if you dilute it, you still have some whiskey in there, yeah? Now, I'm not suggesting that we should take philosophy and dilute it as a matter of course. In the universities, we don't. We go to the primary source readings and all of this. But when we do philosophy with children, and this is an important counterbalance to all of this visual and digital technology, children are very inquisitive and interested beings, and they can be engaged philosophically without mentioning Plato's name. You can just have really good philosophical conversations with them and get them to become little Socratic inquirers and exercise critical thinking, and they love it. So people would say, but this is not academic philosophy. No, it's philosophy for children. And I think it's better to do a little bit of that than none at all. Right? So that's one way to approach this. Another way is, you would ask about my own experience. When I was 18 years old, I had no interest in Plato. Okay, I tried a philosophy course at 18 and I was not ready. I was much more interested in guitars and motorcycles and, you know, doing things that 18-year-olds do naturally. So I think that maybe doing philosophy seriously, as you're proposing, is a good idea, and maybe people have to reach a certain maturity in order to do it that way. Okay? Se poate răspunde la întrebarea aceasta din mai multe unghiuri și primul ar fi o analogie cu whisky-ul, care se poate bea în foarte multe feluri. Unii preferă simplu, unii pun gheață, unii pun apă, sau cine știe, Coca-Cola, în Scoția pun whisky peste înghețată, dar tot whisky este. Când mergi la esență, tot whisky este. Și eu nu vorbesc despre diluarea filozofiei de o manieră similară. Sigur, în universități nu facem acest lucru, mergem la textele primare și pe acelea le studiem. Dar dacă ne gândim, de exemplu, la filozofia pentru copii sau filozofia cu copii, e bine, copiii sunt în mod natural curioși. Și ca o contrabalansare a metodei pe care am propus-o mai devreme cu folosirea aspectelor vizuale, cu un copil poți să ai, pentru că are această curiozitate, poți să ai conversații filozofice foarte profunde, poți să exersezi metoda socratică foarte bine fără să menționezi măcar numele unui filozof și le și place foarte mult. Și cred că este mai degrabă decât să nu faci filozofie deloc, mai bine să începi în felul acesta. Cum arată... Și cât despre experiența mea, la 18 ani eu am încercat să fac filozofie. M-ați întrebat de cum am început eu. Am încercat să citesc filozofie, am început să citesc Platon, dar am constatat că nu eram pregătit, eram interesat mai degrabă de chitară, motocicletă și lucruri de genul acesta. Și cred că, da, se poate și este bine să studiem filozofie la modul serios, așa cum spuneți, dar cred că trebuie să existe și un anumit nivel de pregătire, de maturitate, anumit pentru asta. Și atunci, când a venit pentru el această maturitate? Când se poate declanșa această maturitate într-un cititor de filozofie? So, when did you feel that you were indeed ready for philosophy, and how could one feel, or is there anything that triggers this sort of maturity for someone to become prepared for philosophy? I think biology helps to trigger it. I was not ready at 18, I think at 21 I became ready. I guess it just happens. There's no specific date where suddenly you wake up one morning, oh, now I'm a philosopher. But maybe you wake up one morning with a new question. Or maybe an experience of life provokes a new question. You say, wait a second, you know? You begin to look more deeply into things, or you become more reflective. Hopefully, we have the time for it. And so naturally you will gravitate to some other way or some deeper way to explain your life or its meaning or its purpose. And that's when philosophy becomes relevant. Cred că
pur și simplu maturizarea biologică ajută foarte mult, pentru că spuneam că la 18 ani nu aveam maturitatea potrivită, dar la 21 de ani am început să fiu mai pregătit. Și cred că nu există așa un punct de demarcație, o dimineață în care te trezești și zici gata, sunt filosof, sunt pregătit, dar există dimineți în care te trezești cu o nouă întrebare sau poate o experiență de viață te face să te gândești în altfel și să vrei să cauți răspunsuri mai profunde și explicații mai profunde cu privire la viață, la înțelesul ei și la scopul ei.